Bună, sunt Cristi și astăzi vom arunca o privire la Santorini. Jocul vine cu o tablă de joc sub formă de insulă, cu 6 lucrători în 3 culori, cu 22 de blocuri de nivelul 1, 18 blocuri de nivelul 2, 14 blocuri de nivelul 3, 18 domuri și 30 de cărți cu putere de zeu. În acest joc vei muta lucrători, vei construi clădiri, vei urca și vei coborâ, așteptând acea mutare decisivă care te va face câștigătorul jocului. Câștigătorul acestui joc este acela care lucrător ajunge să se așeze primul pe nivelul al treilea al unei clădiri, dar poți pierde jocul dacă nu mai poți muta sau construi. Înainte de începerea jocului se va ansambla tabla de joc, se va așeza pe masă. Fiecare jucător își va alege un set de 2 lucrători de aceeași culoare, se decide cine este primul jucător și acesta va plasa cei 2 lucrători pe oricare dintre spațiile libere de pe tablă. Apoi, celălalt jucător își plasează lucrătorii proprii. În tura ta, va trebui să-ți muți un lucrător, un spațiu, în orice direcție, apoi va trebui să construiești o clădire. De exemplu, să zicem că mutăm cu acesta, mutăm un spațiu și apoi trebuie să construim clădire. Și după ce ai mutat și ai construit, urmează tura următorului jucător. O clădire este formată din 3 nivele și un dom poate fi plasat deasupra. Acestea trebuie plasate în ordine. Când urci un lucrător pe clădire, îl poți urca doar un nivel pe mutare, dar îl poți coborâ oricâte niveluri dorești. Având ca obiectiv pentru a câștiga jocul să ajungi la nivelul 3, jucătorii se pun bloca plasând pe nivelul 3 un dom. O clădire cu un dom este considerată o clădire completă și lucrătorii nu se mai pot așeza deasupra. Pentru un joc cu un nivel de dificultate mai ridicată, se vor introduce în joc cărțile cu putere de zeu. Aceste cărți vor schimba modul în care mutați lucrătorii și construiți. Ideea e că Santorini se joacă cel mai bine în 2 jucători, dar în caz că se joacă în 3 sau 4 jucători, trebuie reținut că se va juca cu cărțile cu putere de zeu. În 4 jucători se va juca pe echipe și fiecare jucător are propria carte cu putere de zeu și nu se poate folosi puterea aliatului. Dacă un jucător câștigă, echipa sa este câștigătoare. Dacă un jucător pierde, echipa sa este cea care pierde jocul. Santorini este un joc abstract cu reguli simple, care are un design destul de plăcut. De exemplu, artwork-ul de pe cutie arată bine. De asemenea, cărțile cu putere de zeu arată foarte bine din punctul meu de vedere, după cum le-am arătat. Restul componentelor fiind destul de ok. Un joc ține ca durată undeva la 15 sau 20 de minute și acest lucru este bine, deoarece cu siguranță vei dori să joci mai multe partide. Într-un fel, se aseamănă cu șahul, punctul culminant fiind atunci când reușești să-ți blochezi adversarul sau atunci când știi că în următoarea mutare vei câștiga și nu mai poți fi împiedicat să obții victoria. Și cam acesta este Santorini.
Eu vă mulțumesc, sunt Cristi și până data viitoare să jucați bine!